sempre fram. Nella Markholm Heim Center. Aici sunt locurile de joacă. Asta e podul de perină. Asta e Reino. Și dincolo de Reino e Franța. E Saint-Louis. Da. Alea sunt clădirile din Franța. Acolo un zare departe, se mai vede un pod pe care venim noi când mergem la cumpărături la mall cu mașina. Era aici, în partea stângă. În partea stângă, clădirile alea, blocurile alea de acolo, sunt din Elveția. Și este pod și în partea aia. Deci de acolo începe Elveția. Deci blocurile alea nu sunt din Elveția. Și este punctul vamal acolo. Dar... Iar aici, ca casele și cu... Ce se vede în față e Franța. Uite deja. Aoleu. Reino. Ia să mă duc să mă opresc un pic în parc. Și după aia o iau încet. Încet, încet o iau spre casă. Dar ce-ar fi să merg pe marginea apei să văd unde ajung? Pe aleia asta din dreapta. Ia să văd unde ajung pe aleia asta din dreapta. Oricum, cred că ies în strada care merge spre Vama, spre Țolo. Vama spre Elveția. Da, o iau. Asta e mall-ul la care veneam de multe ori, ani din urmă, dar acum are și hotel, acum nu mai venim aici, mergem în Franța. Sunt și mai ieftine. Vai de mine, n-am într-un în mall, era aer condiționat, dar afară e prea cald, cred că mai intru un pic în mall. Ai în center și acolo sus se văd alea trei steaguri. Se văd alea trei steaguri ale celor trei țări care în Bail Am Rhein. Cele trei țări formează ca o stea. Deci Franța, Germania și Elveția. Ia să văd eu ce fac, unde mă duc acum. Hai că iau pe malul Rhinului, pe aici, pe ne-am văzut eu alea aia. Să văd unde ajung. Hai că nu am cum să
Da. Asta este podul. Așa e să iau eu pe aleia aia. Iată, New Yorkerul l-am bătut, l-am vizitat acum, dar n-ai... Bine, care mai mult decât avem noi în țară, da. Mai multe produse, da. Toate sunt mări mici. Yes, XS. Da, hai să... Da, ăsta este podul.